Bună! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Marusia și astăzi vă întâmpin din nou din bucătărie, din colțul meu minune. Și da, m-am hotărât să filmez un clip scurt, sper să fie scurt, în care să vă arăt ce cumpărături am făcut astăzi. Am fost de dimineață să ridic pașaportul băiețelului meu de la Park Lake și m-am oprit un pic în Zara și într-un magazin care se numește Mumuso. Nu am avut răbdare să mă uit la mai multe lucruri sau la mai multe magazine. Eram cumva și pe fugă pentru că trebuia să vin acasă să deschid laptopul. Și da, și să vă arăt ce am cumpărat. În această pungă mai am și un parfum pe care l-am comandat săptămâna trecută de la Oriflame. Este Oriflame, Jordani Gold, esența Blossom. Am avut o mostră. Mi-a plăcut foarte mult cum s-a simțit pe piele. O să fac un unboxing separat, doar cu acest parfum, să vă spun primele mele impresii. Facem un clip separat pentru acesta, da? Deci, Jordani Gold, esența Blossom. Să vă arăt întâi articolele de la Zara. Am numai eu alb simplu. Aici este un mai eu alb simplu cu baretele acestea tip spaghetti sau spaghete, nu știu cum să le zic, spaghetti straps, scuze. N-am mai filmat de foarte mult timp, nici n-am vorbit cu nimeni astăzi și am așa un pic emoții, nu prea îmi găsesc cuvintele. Și niște pantaloni scurți, pentru că vin căldurile și pentru că nu aveam pantaloni scurți de stat prin casă. Sunt dintr-un material, nu știu dacă se vede, pe cameră, tot sunt un material ca de prosop, pluș, deci o să fiu super confortabilă. Și acum să vă arăt ce am aici la acest, ce am cumpărat de la acest Mumuso, scrie aici în .kr. Deci sunt produse coreene. Mi se pare foarte drăguț magazinul. Deci am un port fard, da? O rețetă pentru farduri. Foarte drăguță, este din plastic așa transparentă și este foarte, foarte ieftină. Au fost toate foarte ieftine. Asta cred că a fost 10 lei sau 12 lei. Da. Am și... Ups! Am și acest mini portofel pe care intenționez să-l folosesc pentru... Vreau să văd dacă mai e ceva interior. Pentru cardul de RATB și cartela de metrou, pentru că nu le găsesc niciodată, să le găsesc cumva, să le prind. Foarte drăguț arată și acesta cred că a fost, oare scrie prețul, produs pormoneu, nu scrie, dar cum aici, bonul, am primit și un voucher, ha, ce funny, da, deci geantă machiaj plastic, asta a fost 9 lei, asta de aici, cu acest minunat brăduleț. Portmoneu portocaliu, acesta a fost 11,99 lei, foarte ieftin și foarte plăcut așa la atingere, îmi place. Dacă am și un voucher de 5 lei, foarte drăguț sunt. Și au și pagina de Instagram și pagina de Facebook, cool, să mai căutăm. Ok? Așa. Și mai am și o casetă pentru medicamente, acum realizați cât de avansată sunt în vârstă, dacă sunt pasionată de astfel de detalii, dar da, aveam nevoie de o casetă din aceasta pentru medicamente, care a costat, ia să vedem, ia să vedem, cutie pentru depozitare portabilă, 9,99 lei și mai multe două chestii, un, cum îl numesc, set de cusut albastru, nu aveam ace și ață deloc în casă. Și da, mi s-a părut drăguță cutia aceasta, ușor de depozitat și am zis că da, trebuie neapărat să le iau. Sunt ațe de diferite culori și aici în față sunt și acele. Din cauza acestei cutii am făcut cumpărăturile. Deci a fost set de cusut, 9,99 lei. Și ultima, cea mai drăguță, ta-da! Storage bag, care este pungă de depozitare. Foarte drăguțe sunt. Are din acela cu zipper pentru sandvișuri, fructe pentru Maxi. Mi s-a părut foarte drăguț și foarte amuzant. Maxi
o să se distreze tare când le voi folosi. Și aveau o grămadă de alte chestii, foarte drăguț așa și mi-au plăcut. Știu că este un termen în Asia pentru chestiile astea cute așa, dar nu mai mi-aduc aminte termenul. Și da, totalul a fost 45,95. Și acestea au fost cumpărăturile mele de astăzi. Mi-era doar așa să vorbesc puțin cu cineva și mi-era doar să și filmez. Astăzi este 18 mai. Sper să postez clipul săptămâna aceasta sau săptămâna viitoare și oricum chiar dacă îl voi posta săptămâna viitoare, nu sunt la reducere, produsele acestea le găsiți oricând în magazin. Și cam așa. Acesta a fost clipul de astăzi. Mă bucur că ați stat alături de mine. Sper că vă plac clipurile mele și sper să ne revedem cu bine în clipul viitor. Să aveți o zi însorită și o săptămână plină de activități frumoase. Gânduri bune și pace în suflet. Ciao! Să ne revedem cu bine! Pa, pa!